Universal Group a chemat în localitatea Matca, județul Galați, în cel mai mare bazin legumicol din țară, zeci de fermieri pentru a le prezenta o serie de tehnologii moderne aplicabile în mai multe tipuri de culturi. Este vorba despre hibrizii de castraveți tip cornișon din gama Seminis și de prezentarea beneficiilor obținute prin altoirea plantelor de castraveți. La acest eveniment au fost anunțate soluții ideale și pentru cultura de ardei gras. Am văzut împreună gama noastră de hibrizi de castraveți cornișon, am văzut o gamă largă de ardei de tip capia, gras, dar și de tip California și ardeiul gras tip blochii, care ocupă o suprafață importantă în gospodăria domnului Costache, hibridul Piedone. Le vreau să le mulțumesc tuturor fermierilor care au venit pentru interesul lor de a afla noutăți din cadrul companiei noastre. Suntem într-o cultură de castraveți, da? După cum îi vedeți, arată bine la momentul respectiv, dar până aici s-a muncit enorm de mult. Avem în testare loturi de castraveți, undeva la 30 ceva de hibrizi de castraveți. Vrem să remarcăm dintre toți acești hibrizi care e cel mai performant, care merge pe zona noastră, care se pretează cel mai bine la solul de aici, de la noi, din zona Matca. Vrem să vedem potențialul de producție, rezistența la boli, ca să le alegem pe cel mai bun din toți acești hibrizi. Am fost impresionat de castraveții altoiți, că noi avem probleme cu culturile, cu răceala la pământ. Să vezi ceva noutate, să vezi ceva mai nou. Și am văzut, astăzi am văzut, și la ardei, și la hibrizii de ardei, și la castraveți. Sunt curios cine aduce Universal Group, cine aduce Seminisul pe viitor. Că vrem din ce în ce să avem culturi cât mai bune și să aducem pe masa consumatorului o legumă cât mai gustoasă. În testare aici am avut și anumite rânduri pe care am folosit castraveți obținuți prin altoire. Sigur, este un pas de început, este doar un moment în care facem o evaluare și în care încercăm să ne dăm seama în ce măsură această metodă este potrivită atât pentru ciclul 1 de cultură, cât și pentru utilizatorii finali, fermierii noștri de aici, fermieri care, într-un bazin precum Matca, se confruntă din ce în ce mai mult cu probleme legate de, imposibilitatea de a avea o rotație suficient de bună a culturilor, în așa fel încât și prin acest fapt se poată să genereze mai degrabă culturi bune, culturi care să se sprijine pe un sistem radicular foarte puternic. În viitor vom mai organiza, ca și până acum de altfel, diverse întâlniri care vor avea ca scop promovarea și altor specii, cum ar fi varza, cum ar fi morcovii, și la culturii de tomate și de ardeioase vom veni cu noutăți. Este scopul nostru, ca și deviza noastră Universal un pas înainte, să arătăm cultivatorilor potențialul noilor hibrizi și să îi ajutăm să aibă rezultate din ce în ce mai bune.